Salut și bine te-am găsit la încă o parte teoretică despre supremație astăzi. Deja știi cum să-ți pregătești tancul, să tezi, echipaj, așa mai departe. Am rămas un lucru de stabilit, cum să ne descurcăm mai bine în supremație. În primul rând, diferența dintre supremație și encounter este foarte mare. Chiar dacă la primul aspect, e tot o bătălie regulară, e bine, nu e chiar așa. Și anume, supremația, chiar dacă are anumite corespondențe, ca și în encounter, are același număr de participanți, are același timp de desfășurare, 7 minute, totuși trebuie să luăm seama de un aspect foarte important, și anume viteza. Pe acest tip de mod de joc, supremație, trebuie să fii cât se poate de mobil. Deci nu vă recomand să mergeți cu T95, TOC 2, VK100 să jucați supremație. Părerea mea personală este, și mai ales să ai grijă și de colegul tău de pluton, deci numai de tankul tău, părerea mea personală este că trebuie să ai tankuri, chiar dacă sunt heavy, încearcă să joci cu tankuri cât mai mobile pe aceste tipuri de hărți. Pentru că ai nevoie să acumulezi cât de repede baze și să furi baze de la inamic, să păzești bazele furate și mai departe, și asta necesită un pic de mobilitate pe hartă. Dacă colegul tău de pluton are un tank destroyer sau știu eu și este cam înțeplit într-un loc, sfatul meu este să mergeți împreună pe un encounter. Vorbesc de supremație pentru că supremație, toate meciurile din turne sunt făcute în modul acesta, în supremație, și hărțile au 3 sau 4 baze, ele sunt rotate de la A la D. Și acum, în funcție de strategie și tactici, se vor discuta pe loc și, bineînțeles, în funcție de configurația echipei care este, unde vom merge, ce baze vom captura, ce baze vom ține și așa mai departe. Deci asta este și scopul turneului, de a captura baze, de a ține baze, nu neapărat de a le lua, dar să nu le ia inamicul și a câștiga la puncte pe cât posibil. Deci nu este ca și un joc normal unde te duci, te bați, omori, trebuie să fii un viteaz. Nu. Absolut nu. În turneu se joacă la puncte, se joacă calm, se joacă calculat, se joacă la turelă. Atâta timp cât ai supremație în punctajul de la această supremație, e super ok, stai în hold position. Dacă cumva nu ai acest avantaj de puncte, atunci se schimbă, ne înțelegem unde și cum găsim spoturile mai slabe ale inamicilor și pe acolo vom face un push. Și acum, ce înseamnă mai exact? În momentul în care se începe o bătălie, adică dacă tot suntem să punem, am pus un replay fain, nu e master, nu e, dar e un replay fain, tot supremație, și primul lucru este să iei bază. Asta e primul lucru, cum ai plecat din spawn să iei o bază. După cum vedeți, punctajul este la fel, se pornește de la 300 de puncte și se termină cu 1000. Și se termină cu 1000, deci cine ajunge primul la 1000 de puncte, asta în cazul în care nu ți-a expirat timpul. Dacă timpul acela 7 minute expiră și nu s-a ajuns la 1000 de puncte nici într-o parte, nici într-alta a echipelor, atunci echipa care are mai multe puncte acumulate va câștiga acea rundă. Și bineînțeles, da, există și draw, există și egalități în supremație, mai rar, dar să știți că există. Dacă distrugi un tank al inamicului, vei primi puncte, echipa ta va primi puncte în plus, și iar celelalte echipe îi se vor scădea. Și anume, cum? Dacă este de același tier tankul pe care tocmai l-a distrus, opa, uite la shot-ul ăsta, pauză. Wow! Să revenim. Dacă ai distrus un tank de același rang cu tine, atunci echipa ta va câștiga 40, iar echipa adversă va pierde 40 de puncte.
Dacă este cu un teren mai mic, va fi 30 plus sau minus, iar dacă inamicul este mai mare decât tine, vei primi 50 de puncte respectiv, iar echipa va pierde 50 de puncte echipa adversă. De asta rolul tankului light este extrem, extrem de important. El trebuie să spoteze și în funcție de cerințe să fugă și să ia alte baze în care activitatea este moartă, în care el nu își riscă viața să ia o bază. Dacă bătaia se află la baza A și B, atunci vom trimite tankul light să ia C-ul. De obicei asta se întâmplă. Deci de asta un tank light este foarte important pentru că este foarte mobil și poate să se deplaseze foarte repede la un punct la celălalt. O altă chestie importantă în bază, în momentul în care intri, cu cât sunt mai mulți colegi, cu atât baza se va lua mai repede. E foarte, foarte importantă chestia asta. Aici mai intră și rolul skill-ului pe care l-ai, base capture, unde ai un plus, poți să ai până un plus 7% viteză de a captura o bază și în adițional încă 10% dacă mai sunt membrii care capturează acea bază, deci fiecare membru va avea 10% în plus. Adică 17% tu, 17% colegul. Dacă sunt 3 colegi, câte 17% de 3 ori. Deci baza se va captura foarte repede în momentul în care sunt 3 tankuri în acea bază. Deci reținut e foarte, foarte important. De asemenea, ca să capturezi o bază, nu trebuie să stea tot tankul tău în bază, ci imaginează-ți că te uiți la tank de sus în jos și exact centrul tankului, deci exact centrul tankului este punctul care capturează baza. Deci tu poți să fii jumătate cu tankul afară din bază, dar centrul tău să atingă baza și atunci vezi lua acea bază. Deci un lucru extrem, extrem de important. Cred că asta este tot. Alte amănunte nu am despre spumație să vă spun, decât că sunt lucruri foarte importante și să vă reamintesc, încercați să jucați inclusiv la liber când jucați în supremație tankuri cât se poate de mobile pe acest mod de joc și încercați să evitați tankuri destroyere sau heavy-uri foarte grele, foarte, foarte greu de urnit din loc. Cam atât pentru astăzi cu supremația, băieți. Sper că nu am uitat nimic. Mersi mult de atenție și să ne vedem cu bine la următorul episod. Vă doresc o seară faină!